Până una alta, mergem la Tania Popa, care este o femeie curajoasă. Este prima dintre vedetele care au acceptat provocarea mea culinară și a încercat un preparat bizar pentru noi europenii, dar considerat o delicatese în Asia. Șef Cătălin Petrescu este cel care a pregătit totul. Vreau să vedeți imediat ce a gustat, iar apoi, de ce nu, ne puteți trimite propuneri pe Facebook la Măruță sau pe mail la măruța@romprotv.ro. Pe cine ați vrea să mai invităm noi la masă? Suntem din nou în bucătăria lui șef Cătălin Petrescu. Bună! Bună, bine ai revenit! Bine, te-am regăsit! Îi vom da astăzi o probă de curaj Taniei Popa. Ce gătim? Celebrele și vestitele ouă clocite, pe care le-a încercat și Cătălin. Și care miros? Superb! Îngrozitor! Deci numai mirosul te face să nu-ți dorești să mănânci așa ceva și devine în culoarea. Așa poți să-i facem sushi. Hai să facem! Eu așa zic. Sushi cu ou, eu n-am mai auzit până acum. Sushi cu ou. Dar ia uite-o să vezi de acum. Tania, uite, asta ți-am pregătit. Abia te aștept la masă și sunt curioasă cum o să ți se pară. Tania, bine ai venit la masă. Sărmâna, bine ai venit. Acum, sincer, nu știu dacă trebuie să zic bine v-am găsit. Sincer. Dar... hai să fiu politicoasă, bine v-am găsit. Acum nu-mi place cum zâmbiți. Ce? Adică, voi nici voi uitați la mine, sunteți... Pe elegant? Eu așa zic. Hai! Nici voi nu sunteți normali la cap acum. E ok? Da, pot să mă strâng mai strâns. Aole, ce nasoală e senzația! De țară din... Necunoscută, deja simt păienjeni pe mine. Da, și nu-ți claustrofobă. Uite, ai farfuria în față. Poți să-ți pui mâna dacă vrei. Pe mâncare? Da. Mi-a la palmele. Eu aș zice cu mâna, nu? Cel mai bine cu da, mâna. Da, poți să cu mâna, da, exact. În felul ăsta de mâncare se mănâncă și cu mâna, serios. Da, asta am zis că poți să pui mâna. Dreapta, aici ajută. Hai, de ce mi-a tras la mâna? Pune mâna încet, să pui mâna încet, încet, încet. Deci, vă zic, nu vă puneți cu mine, că eu vă bat pe toți, pe bune. Pe bune, așa, bun, asta nu e vie, bun. Dar cum e? E rece. A, ce? Cine a pus? Hai, mai, hai că am simțit că erați voi, nu puneți. Asta poți să o gust, da? Așa. Bun. Ia-o cu toată mâna, că... Așa? Da. Da, cu curaj. Stai, că avea ceva tare. Ce e tare? E bun, gata, gen sushi. Stai că era. Nu e rău. E ceva din pește? E ceva pește? Păi zi tu cum simți. E ceva din pește, spuneți-mi! Cum e? Cum zic că... E bună. E chiar bună. Mă bucur adică că nu e niciun dezastru. Hai să încercăm o bucată cu toate ingredientele la un loc, să simțim un gust. Da. Uite, aia e cea mai bună. Uite, stai că-ți dau acum. Dai furculiță sau... Îți dau eu în furculiță, da? Și eu să iau de acolo. Bun. Ia. Toată, că nu e. Ia-o pe toată. Da, e moale. E moale. Nu e rău, deci ce-i moale? Nu e rău, dar e moale. S-a lipit de ceruguri. De-i șapă. Da, dă-mi șapă. Uite apă aici. Doamne, ești curajoasă. Foarte curajoasă. Cam ce bănuiești că ai mâncat? Bănuiesc că ceva... După textură, așa, ce-ar fi? Gelatinos, ceva de pește, că n-are cum să fie carne, ceva marin, nu? Nu știu. Hai să vedem. Te felicit oricum, ești curajoasă. Mi-e frică să gata, mult. Asta am mâncat și ce e asta? Nu, o clocit. Ce? Nu, o clocit. Gălbenușul era moale. Am văzut la televizor. Da. Nu e bun.
Acum ai zis că e gustos. Nu, e bun. Era înainte să-l vadă. Aoleu, ou clocit și are și puiul. Nu mai are, nu mai. Nu mai are puiul. Să nu mă mai chem la rubrica asta, eu mai am încredere. Dar am zis că nu-ți dau nimic viu. Da, nu mai e viu. Da, ce-o mor prin împuțire. Da. Și astea sunt... Sunt niște icre. De care? De pește zburător. Puțin, foarte puțin să vedeți, da? Puțin. Serios. Da, să se ducă gustul ăla. O să fie prea sărat. Un puțin, foarte bine, mănânc foarte sărat. Tot, 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 tot. Cu încredere. Hai că nu ești nici bun. Nu e bun. Pune-ți prezul. Nu e bun deloc. Crede-mă, nu e bun deloc. Asta-i bun. Asta-i bun. Ce bun te-a frat. Dar ești curajoasă, te felicit. Da, felicitări. Mulțumesc. Era să arăt ceva de-astea la televizor. Vă mulțumesc mult pentru această experiență, drag. Care n-am să mai trăiesc niciodată. Pe cine mai scoatem la masă? Ce mai pregătim? Ce surprize? Ei bine, asta o să aflați în fiecare zi de marți. Colega mea, Laura Lezis, pregătește surprize culinare diversilor invitați.